Revenind la Timișoara, păi, acolo, sigur că unul din scopurile acestei diversiuni pe care a organizat-o Partidul Democrat și susținătorii fanatici spre demenți ai domnului Băsescu. Deci, domnul Traian Băsescu ieri, cu o nerușinare, fără margini, cu o atitudine, iertați-mă, pot să o spun acum, să găsesc și eu un avantaj în faptul că nu mai sunt candidat, cu o atitudine de boschetar, de președinte al unei țări, nu a dat mâna cu doi foști președinți ai României, ca să vină domnul Tismănean, ca să vină domnul Ungureanu, despre care vă vorbeam că scrie pe blogul său că haita lui Gioana Iohannis Antonescu a intrat cu tancurile în Timișoara și a călcat pe sângele martirilor, este absolut inacceptabil. Acești oameni sunt fanatici, sunt demenți. Dar felicit pe domnul președinte pentru curaj și asta e marea diferență între Băsescu și Gioana. Domnul Băsescu e un om cu acțiune nefastă, e un om care nu e un făcător de pace, cum ne spune Mântuitorul, și România are nevoie de asta, dar e un om viu, e un om cu personalitate. Domnul Gioana nu e deloc. Iertați-mă, deși din punctul meu de vedere era plictisitor, dar v-am ascultat în tăcere. Poate interesant pentru oamenii care ne ascultă. Sigur, domnilor, da. Totuși avem un oare care... Tocmai pentru că vreau să vă protejez. Deci, vreți că doamna care te mite mesajul are dreptate. Dăm senzația... Domnul Gioana, am o rugăminte. Deci doream să pun o întrebare în legătură cu Traian Băsescu. L-am suspendat. Dumneavoastră ați mințit din nou la începutul lui 2009 și în memorialistica propagandistică ulterioară când spuneați că domnul Băsescu va fermecat. Între agresivitatea cu care ne-a obișnuit în discursurile publice preelectorale și reținerea manifestată în aceste zile, diferența este doar campania electorală sau e o schimbare de durată? Nu cred că eu am avut discursuri foarte agresive, am avut discursuri radicale. Și în ceea ce privește deosebirea între agresivitate și radicalism, probabil că nu avem timp să insistăm acum. Pe de altă parte, e foarte clar și îl previn pe telespectatorul dumneavoastră cu tot respectul că dacă devin președintele României, evident că voi avea un alt tip de discurs, un alt tip de exprimare, un alt tip de abordare decât în condiția în care sunt președinte al unui partid. Domnul Raduef Alexandru, că poate are vreo replică. Un domn care nu mă mai deranjează de mult, dar care a vorbit azi încă o dată cu gura plină la figurat de alte lucruri,